până nimeni nu-i poate opri. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Camelia și Bobiță! Oh! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Ia uite-l, mă! De ce le scrat? Actually, în căutarea ghindei. L-ați primit moștenire? Maicăță! Nu, l-am salvat. De unde? Din curte de la cineva și în fiecare zi mă salvează el. Cum? Prin energie bună, prin iubire, prin loialitate. Acum e sănătos, e iubit. El înțelege tot ce vorbesc cu el. El a cântat din drag să-mi arate că lucrează cu mine, să-mi arate că mă iubește, așa. Eu propun să începem. E un duet. Sper. Doamnă, vă rog să începem. Păicuță, să nu mă faci de azi. Dar cu ce parte a corpului cântă, mă iertați? Că microfonul e la... Arde-mă pus. Cântă la micul mor. Dacă la micul cântă, eu cad. Camelia și Bobiță. Bobiță în rol de backing vocals. Bobiță arată de parcă am mai auzit piesele astea de multe ori. Ce... A fost un moment extraordinar. Deci eu l-am trăit cu adevărat. Hai, Bobi! Hai, Bobiță! Hai, Bobiță! Cred că acolo, în cerul, Whitney Houston a privit cu blândețe și cu apreciere acest număr. Acest duo ne-a sfâșiat inimile la umor în această seară. So goodbye. Bă, tu ai văzut ce frumos a salvat Bendex situația. Da. Vezi, poate te mușcă. Poate mușcă de față. S-a dus așa lângă Bobby și... Dacă l-a apucat de nas atâta, mă, că s-a făcut și Bobby din aia, acela unul... Că când leșina mă aici, sau... Ca fel din singură? Nu știu, asta. Hai, Bobby, că sună de toată lumea de mine. Hai! Vă rog să observați demnitatea acestui câine. Bravo! Bravo! Bravo, Bobby! Asta e magie. Yeah. Ne-am asistat la o scenă în care doi oameni relativ sănătoși, din punct de vedere fizic și mental, au implorat un câine așezat pe o masă să jelească pe o piesă cunoscută la nivel planetar. Doamne, nu pot să cred că văd așa ceva, este extraordinar. Baba, I wish you love. Acum e. Și. Hai, Bobiță, hai, Bobiță, hai, Bobiță. Eu cred că e stricat, să luăm altul. Răsucește masa. Poate dacă ne vede și revine. Bravo. Totuși este foarte cald în acest platou de filmare. El era îmbrăcat de iarnă.
Poate că de asta n-a cântat. Ce să caute un câine cu o haină groasă, crede-mă, pe el, la 45 de grade? Tu ai cântat? Bă, tu crezi că Julio Iglesias cântă în orice condiții? De ce ne-am blocat aici, în gândurile lui Bobiță? Au, au, au! Hai măcar un pipi, ca să avem și noi ceva. Niciodată nu face. Nu? Îi faceți dializă, nu? Mai stăm un pic, doamnă. Haideți să ne relaxăm, să nu facem gălăgie. Cred că eu încurc. Îl încurc pentru că e, na, e ceva nou și nu cred că are nevoie. Păi deci are niște ochi. O să încercăm, poate jos vrea ceva. Ia vedeți, o să vrea jos. Simtă poate mai vrea jos. Ia mă, micule. Bă, suntem un juriu dereglat. Nu, e adevărat că ești. Asta e mai degrabă. Cum mă, trei jurați să au, comunice cu bietul animal? Băi, arătam, eram patetici. Sunt convinsă că a fost un moment. Ea avea o scuză, că era animalul ei, se cunoșteau, adică ei mai cântaseră împreună, pe acasă, în vecinătate. Dar noi? Hai, Bobiță! Deci cred că în mintea lui este atâția idioți la un loc de fost în viața. A fost junglă în sală? A fost o junglă întreagă, adică n-ai cum. Haită! Haideți și voi! În sfârșit! Deci îți jur că dacă ai recadra ce s-a înregistrat astăzi și n-ai spune cuiva că este la umor și le-ai face noir, cum îmi place mie, și spune că, bă, cred că numărul ăsta câștigă la can. Te-ai stresat? Doamne, eu cred...